astăzi în ședință ordinară ora 16. Din consultarea condiției de prezență rezultă că din cei 17 consilieri sunt prezenți toți. Înainte de a intra în ordinea de zi, aș dori să întreb domnul consilier dacă au primit procesul verbal de la ședința anterioară, precum și materiale care au fost, care vor fi dezbătute pentru astăzi, în sistem electronic, așa cum a fost prevăzut în hotărârea numărul 8 din 30 ianuarie 2018. Domnul președinte, vă rog să consultați Consiliul Local dacă au primit și să spuneți prea aprobare. Toată lumea? Mai puțin cei trei consilieri care la data de transmitere a documentelor nu am avut adresa de e-mail. Le-am luat de la domnul. Da. Deci vă rog să spuneți spre aprobare procesul verbal de la ședința anterioară. Supunem spre aprobare procesul verbal de la ședința trecută. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere? S-a votat cu număr de 17 consilieri. Invit pe domnul primar pentru a prezenta ordinea de zi a ședinței de astăzi. Da. Bună ziua și bine ați venit la ședința din data de 16.02.2018. Doresc să vă informez că, în afară de ordinea de zi, mai avem două puncte plus pe ordinea de zi. Unul cu privire la taxa de salubritate pe anul 2018, o să vă dau explicații la momentul respectiv, și încă unul care este doar numai o singură informare, fără vot, va fi planul de achiziții publice pe anul 2018. Deci cele două puncte, unul care necesită votul Consiliului Local și unul care va fi o informare cu privire la planul de achiziții publice pe anul 2018. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi, plus cele două puncte pe care vi le supun dumneavoastră. Discuții dacă sunt, dacă nu trecem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri, s-a votat ordinea de zi cu număr de 7. De asemenea, respectiv la programul de audiență a domnilor consilieri pe 2018, rămâne același cel din 2017, ziua de marți a fiecărei săptămâni, ziua de marți, da? Deci aș vrea să avem de transmis o situație la prefectură și vreau să știu bine, dacă... Ați fost în ședința de comisie și a stat de vorbă cu dumnealor, sunt de acord cu ziua pe care a fost aleasă de dumnealor. Am discutat înainte din comisie, deci dacă dumnealor au, dacă mai sunt și alte propuneri ca în altă zi să fie ziua de audiență a dumneavoastră, vă rog să, dacă nu, să supuneți spre aprobare, domnul președinte. Care este pentru ziua de marți? Supunem la vot. Da, va rămâne aceeași zi, exact ca înainte. Da. Trecem la punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind propunerea de respingere a scutirii obligației de plată a taxei de salubritate domnului Gavriluță Ioan, domiciliat în județul Ilfov, comuna Snavgov, satul Germănești, strada Uitus, bulevard, bloc pe 5, stara 1, etaj 2, apartament 9. Da, probabil că ați discutat în ședința de comisie despre subiectul numărul 1. Se propune respingerea scutirii obligației de plată a taxei de salubritate domnului Gavriluță Ioan, domiciliat în județul Ilfov, comuna Snavgov, satul Germănești. Bineînțeles, are străzele necesare. Domnul Gavriluță Ioan are o casă de locuit la străinași, în spatele gării din Dofteana, a cărui proprietar este dumnealui împreună cu soția și dorește scutirea la taxa de salubritate. Vreau să vă informez următorul aspect. Au mai fost persoane care au solicitat și dumneavoastră nu ați dat votul favorabil, ci ați avizat negativ. Vă propun același lucru, să avizați negativ, informându-vă că persoana care ne-a acționat în instanță, domnul Silvestru Barabașa, din satul Bogata, am avut 4 procese cu dumnealui, care le-am câștigat cu hotărâri definitive și irevocabile, ne-a făcut la avocatul poporului și am câștigat peste tot. Vă las pe dumneavoastră să deliberați, dacă aveți discuții. Deci hotărârea Consiliului Local cu privire la taxele de salubritate și alte hotărâri sunt hotărâri suverane, în care instanța le recunoaște ca drept de și cu putere de lege. Din aceste motive vă propun să analizați și să deliberați. Discuții pe seama acestui subiect.
Comisia de învățământ a disfavorabil 5 voturi. Da, atunci trecem la vot. Cine este pentru respingerea scutirii obligației de plată a taxei de salubritate a domnului Gavriluță Ioan? Împotriva, abțineri? Nu. Vă zic că s-a votat un număr de 17 consilieri. Trecem la numărul 2. Proiect de hotărâre privind inițierea demersurilor și finanțarea actualizării planului urbanistic general și a regulamentului local de urbanism aferent localităților componente ale comunei Dofteana. Cred că nu este cazul, vă rog respectuos să vă închideți telefonul. Este după ora 4 și aș vrea să avem o ședință în liniște. Da, se propune inițierea demersurilor de actualizare a planului urbanistic general și a regulamentului local de urbanism aferent localităților componente ale comunei Dofteana la propunerea primarului comunei Dofteana pe baza propunerilor justificative a referatului compartimentul de specialitate domnule Basrică Lenuța, inspector superior cu atribuții în urbanism. Se propune finanțarea de la bugetul local în sumă estimativă de 130.000 de lei pentru actualizarea planului urbanistic general local. Contractarea lucrărilor de actualizare a planului urbanistic general local aferent localității componente ale comunei Dofteana se face cu respectarea prevederilor articolului 13 din normele metodologice din 27 iunie 1996. Stimați colegi, uitați despre ce este vorba. În anul 2010, proiectul urbanistic general a fost aprobat de către Consiliul Local de la acel moment. Proiectul urbanistic general funcționează pe o perioadă de 10 ani. Deci noi, practic, ar trebui să-l schimbăm în anul 2020. Atunci se vor împlini 10 ani de la aprobarea, de la ultima aprobare, să vă spun. În aceste condiții, legea ne permite cu 2 ani, poate chiar cu 3 ani, înainte de s-a împlinit cei 10 ani, să ne apucăm de noul proiect urbanistic general. Noi mai avem 2 ani de zile, în aceste condiții vă supun spre analiză și aprobare. Costul acestui proiect urbanistic general, care trebuiește făcut, efectuat de o echipă de specialitate, arhitecți de specialitate, care întocmește acest proiect urbanistic general cu toate avizele necesare. Pentru cei care nu cunosc sau cei care ne ascultă la ora actuală sau pe posturile de televiziune, proiectul urbanistic general, după 10 ani în momentul în care nu este avizat, nu se mai poate construi în localitatea respectivă. Propun și vă las și dumneavoastră în dezbatere proiectul urbanistic general, în afară de propunerile pe care le fac eu în calitate de primar împreună cu compartimentul de specialitate. În anul 2010 sau 2008-2009 și a fost aprobat în anul 2010, am trecut extravilan, un intravilan, de la parcul dendrologic și până la părul adânc, atât pe parte cât și pe partea cealaltă, stânga, dreapta, naval și namonte. Stabilisem pe partea stângă până în zona apei, acolo unde ne permite cadastru apelor române și în partea dreaptă, acolo unde ne permite cadastru direcției silvice a județului Bacău, Regia Națională a Pădurilor. Din avizele obținute la acel moment, a fost avizat pe partea dreaptă și pe partea stângă, nu chiar până în marginea pădurii și în stânga, nu chiar până în marginea apei. Așa a permis legea la acel moment. La ora actuală, la fel, legea nu a fost schimbată, dar în schimb, acolo ne știți care, Ionuț Zaharia, de la jumătatea coastei la deal, nu este în intravilan, ci este în extravilan. Dumnealui vrea să-și construiască, să facă o afacere. Și nu numai el. Mai mulți vor să-și facă o afacere și fiecare pentru a obține și a avea parte de un aer mai refiat, caută să ducă cât mai mult spre Boalele Pădurii și în partea stângă cât îi permite legea către nivelul apei, în apropierea apei. Asta o stabilește oficiul de cadastru împreună cu specialiștii care ne întocmește proiectul urbanistic general. O altă propunere pe care o am în calitate de primar cu aparatul de specialitate, avem pe Ștefan Vodă, sunt niște probleme. Acolo în spatele Ceangău, la Nicușor Botezatul, pe la dumneavoastră prin spate, la fel, de la jumătatea terenului în spatele grădinii, jumătate din teren este intravilan, jumătate extravilan, persoane care au cumpărat, achiziționat teren acolo, nu pot să construiască.
pentru faptul că jumătate de casă vine în intraglan, jumătate de extraglan sau invers. După ce au dat bani și în momentul când cadastristul a stabilit categoria de folosință a terenului respectiv, văzut că nu poate să construiască. Deci propun atât pe Ștefan Vodă, cât și pe Hăgheac, cât și Țarna Cucuieț. Deci Țarna Cucuieț, vedeți dumneavoastră, la ora actuală niciun aviz nu-ți mai dă nimeni pe malul apelor decât la o anumită distanță, nu mai dă la locurile unde terenurile sunt alunecoase, acolo unde fuge terenul, iar noi, în calitate de conducători a instituției, trebuie să găsim terenuri de așa natură, terenurile respective să poată permite construcție de case, de locuințe, iar noi avem obligativitatea în calitate de conducători să punem la dispoziție utilitățile necesare. Utilitățile necesare sunt acele apă, energie electrică sau minimul de utilități. Deci Țarna Cucuieț o propun. Propun în continuare și așteptăm un aviz de la Fir Iași să unim între Dofteana și Dărmănești, cel puțin pe partea stângă, pe partea dreaptă nu ni se permite, cel puțin pe partea stângă în Amonte, acolo unde am făcut terenul de exploatație agricolă, pentru că nu ne permite drumurile naționale să ieșim în drumul național fiecare din curtea lui. Și trebuie să ieșim printr-un drum, creând o alveolă, să ieșim prin cele două ieșiri care avem, unul la zis Chealfă Cheptănuș și unul la unde oprea cândva mașina minerică. Drumul respectiv este monitorizat de către AFIR, pentru că Uniunea Europeană ne-a finanțat pentru construcția acestui drum. Am solicitat avizul dumneavoastră dacă ne permite să trecem extravilan în intravilan, pentru că când am asfaltat, ni s-a permis să asfaltăm doar extravilanul, considerându-se faptul că exploatația agricolă se face numai în extravilan. Așteptăm avizul dumneavoastră. Dacă nu primim avizul de la AFIR, în această situație nu putem să majorăm, să trecem din extravilan în intravilan, zona respectivă. Mai avem câteva locuri către Bogata care intenționăm să le trecem, iar vă las pe dezbatere publică, pentru că această finanțare am propus 130.000, faptul că o finanțăm de la bugetul local, dar Ministerul Dezvoltării finanțează o parte din acești bani, din experiența celor care au făcut înaintea noastră, a finanțat până în 20% din total valoare. Acest proiect urbanistic general se va întinde pe perioada celor 2 ani, 2018-2019, trebuie să-l avizăm, și să înceapă de la 2020, să înceapă să funcționeze după PUG-ul nou. Noi am făcut demersul necesare până în prezent să obținem bani la Ministerul Dezvoltării, o parte din sumele de bani care poate și dumneavoastră să ne autofinanțeze. Diferența va fi pusă în două tranșe de la bugetul local, dar vă dă explicații contabile la momentul când veți aproba și discuta bugetul. Încă o dată repet, vă supun spre analiză și aprobare proiectul urbanistic general, PUG, cel care stă la baza dezvoltării pe termen mediu și lung a localității noastre. În anul 2008-2009 am trecut în intravilan insula de la Biserica 2 Dofteana până la zis Mihai Hanganu Cocriș, toată insula respectivă, și avem obligativitatea, ați văzut că am trecut în inventarierea domeniului public, drumul care face legătura de la cimitir și până la Mihai Hanganu, să-l facem. Am tras conducta de apă pe acolo între timp. Avem de extins rețeaua de energie electrică și acolo se va putea construi oricând. Dacă aveți discuții, vă rog. Discuții pe seama acestui proiect. Avizul Comisiei. Comisia Juridică avizează favorabil acest proiect de hotărâre. Cu 5 voturi pentru. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a votat cu număr de 17 consilieri. Trecem la punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind însușirea acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern la nivelul filialei județenei Bacău a acord. Deci, stimați colegi, în decursul anului 2017, ați mai dat o aprobare cu privire la acest acord. Comuna Dofteana este membru acord în Asociația Comunilor din România, filiala Bacău.
Dar la fel cum este comuna Dofteana, nu sunt și celelalte 53 de localități, adică mă refer comune din mediul rural. Nu toate sunt. Facem parte ca și membri fondatori acestei asociații a comunelor din România, filiala Bacău, a cărui președinte este primarul din comuna Săucel, județul Bacău. Împreună cu 34 de localități am format această asociație filiala Bacău și dorim să formăm un audit financiar. Acest audit financiar cu ce se ocupă? Activitatea lui. Deci suntem de acord 34 de comune până la ora actuală. E posibil ca pe parcurs să mai înscrie și alții. Dar sunt niște condiții la înscris. O să vedeți mai târziu că avem o cotizație de 1300 de lei. Deci acolo trebuie să contribuim cu 1300 de lei ca și membri acord. De exemplu, mâine, care știți, sunteți în temă, are loc întâlnirea cu Asociația Comunelor din România în București. Președintele Asociațiilor Comunelor din România este primarul comunei Vulcan Băi și dumnealui participă la orice schimbare a legii 215 și a codului fiscal. Dacă vedeți dumneavoastră, are și acolo semnătură. Deci este ca și membru. Participă. Vreau să vă informez ce rol are acest acord pe care îl încheiem noi și pe care l-am dat și data trecută. Acum vă solicit să dați acordul pozitiv, pentru că așa ați dat și data trecută, întrucât au mai venit câțiva colegi, câteva comuni. Atunci eram doar 11-12, acum sunt 34 și vor mai adera. De ce? Această asociație vor angaja audit financiar, deci mai mulți experți contabili și auditori care au și rolul de supervizori. În organigrama instituțiilor statului, a primăriilor din România, ne obligă pe noi primarii să avem postul de auditor prevăzut. În fiecare an ne solicită ANPP-ul. Lucru pe care l-am făcut, dar nu vine nimeni în momentul când scoți un post la concurs, datorită faptului că nu vine un auditor financiar cu salariile care erau până în iunie 2017. Știți ce salarii erau. Iar acum, la ora actuală, avem nevoie de doi. Un auditor și un supervizor. Din calculele efectuate de noi, Asociația Comunilor din România, ar trebui să ținem doi, un auditor și un supervizor care îl verifică pe acel auditor, am avea niște costuri în bani vechi aproape de 200 de milioane pe lună. Unul de ăla nu-ți vine cu un salariu așa. În aceste condiții ne-am unit toți, așa cum sunt cei din județul, exemplu, județul Suceava, județul Piatra Neamț, Galați, Brăila și alte județe, mai ales și Ardealul, și-au făcut audit financiar în care auditorii de specialitate financiară în fiecare an, câte o lună cel puțin, se află aici, în fiecare primărie, face audit financiar, corectează în limita și puterea legii documentația și o predă la Curtea de Conturi în momentul când vine Curtea de Conturi. Când vine Curtea de Conturi, exact cum va veni anul acesta, verifică un an din urmă a exercițiului bugetar și în condițiile în care sunt probleme de natură juridică, se duce pe toți anii din urmă. În aceste condiții, auditorii aceștia financiari vin în fiecare an, câte o lună minimum, la fiecare primărie care avem acest contract de cooperare și verificând, predă exercițiul bugetar curții de conturi la momentul respectiv. Fiecare dintre noi, cei care conducem, avem nevoie de așa ceva. E o vorbă, trebuie să știm cum stăm din punct de vedere financiar. Cetățenii din localitate ne-au ales pe toți în calitate de primar, consiliul local, să gestionăm, respectând prevederile legale, banul public. Cred că am fost explicit și dacă dumneavoastră vreți să-mi puneți întrebări, vă stau la dispoziție. Discuții pe seama acestui proiect, dacă sunt. Dacă nu, supunem la vot. Da, aveți comisiei. Atunci, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. S-a votat cu număr de 17 consilieri. Trecem la punctul numărul 4.
Proiect de hotărâre privind propunerea de transformare a unor posturi din statutul de funcții, aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul 50 din 2 aprilie 2017, personalului contractual, ca urmare a promovării în treaptă, în urma examenului din 12 februarie 2018. Da. O să vă prezint acest proiect de hotărâre, doamna secretară, dar vă pot spune și eu că toți acei care vedeți aici îndeplinesc condițiile și au subținut și examenul și depășesc 20 de ani minimul vechime. O parte se apropie și de pragul de pensie, de exemplu, spoială Gerasimă, și condiții de grupă. Da. Se propune transformarea unor posturi din statul de funcție aprobat prin HCR 50 din 2 aprilie 2017, personalului contractual, ca urmare a promovării în treaptă, în urma examenului din 12 februarie 2018, ora 10. Ignat Constantin, din muncitor calificat Fochis, gradația 5, în muncitor calificat 1, adică treapta 1, de la treapta 2 la treapta 1. Speală Gerasim, din muncitor calificat treapta 2, în muncitor calificat treapta 1. Marin Gabriel, din muncitor calificat treapta 2, în treapta 1. Speală Constantin, din muncitor calificat treapta 2, în treapta 1. Astea sunt... Aș vrea să vă întrebe, doamna secretară. Câștigă ceva la salariu? Da, în jur de 100 de lei. Un milion în bani de euro? Da, până în urmă. Da. Discuți pe seama acestui proiect. Dacă se... Comisia? Aviz favorabil. 5 voturi pentru. Da. Spune la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a votat cu număr de 17 consilieri. Trecem la punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului domeniului public al Comunei Dofteana, aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul 2 din 2001. Da. Este vorba despre inventarierea domeniului public. Vă informam câteva ședințe în urmă sau cu un an în urmă, la ora actuală nu mai poți să mai treci în inventarierea domeniului public până nu ai un cadastru la bază. Dar nu poți, nici așa, este destul de greu. Ca să ai un cadastru la bază, prima dată trebuie să treci în inventarierea domeniului public cu aprobarea hotărârii, cu aprobarea Consiliului Local. Faci cadastru și îți avizează OCPI-ul și iarăși faci modificarea de poziție. Pentru că acum prima dată treci într-o poziție și data viitoare e o altă poziție, se modifică. Toate aceste inventarieri, toate aceste cadastre pe care le treci în inventarierea domeniului public fac obiectul unui proiect de hotărâre de guvern. Prin hotărâre de guvern intră. Deci noi le trecem în momentul treptat prin hotărâre de guvern, el intră în inventarierea domeniului public. Despre ce este vorba? Este vorba despre suprafața de 327 de metri pătrați din curtea școlii satului Cucuieți. Noi facem următoarea pregătire. Vă spuneam la ședința anterioară căci am fost nominalizați prin Ministerul Educației cu finanțare de la Banca Mondială a unei grădinițe cu 4 săli de clasă în curtea școlii din satul Cucuieți. Iar verificând cadastru cu aparatul de specialitate, să zic așa, panta înclinată, râpa mai bine zis dinspre vecinii noștri de acolo, Bartolomei Emil, dacă mă uit bine în plan, așa, și ceilalți care mai sunt în împrejurit, e vorba de drum, Bartolomei Emil, așa, terenul Comunei Dofteana cu jocarul Gheorghe în lateral. Deci partea respectivă, planul înclinat, râpare respectivă, nu era trecut în cadastru. În aceste condiții, 327 de metri le includem în cadastru, dacă ea era o suprafață mai mică, până în 60 de metri pătrați, ne permitea legea să facem modificare de cadastru prin plus minus 2 până în 5%. În aceste condiții avem prea mult, 307 de metri pătrați, îl trecem în inventarierea domeniului public, întocmim un cadastru, revenim în Consiliul Local și schimbăm poziția în inventarierea domeniului public și apoi facem alipirea de cadastru celălalt de. Dacă aveți discuții. Da, discuții pe seama acestui proiect, dacă sunt. Dacă trecem la vot, cine e comisia? Comisia juridică avizează favorabil, cu 5 voturi pentru. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, s-a votat cu număr de 17 consilieri. Trecem la punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a membrilor Asociației Comunilor din România. Din România. Ca urmare a referatului de mai sus, propun aprobarea sumei de 1.300 de lei, reprezentând cotizația anuală
a membrilor Asociației Comunilor din România, funcție de numărul locuitorilor Unității Administrative Teritoriale Dofteana, conform notificării primită din partea acord cu referire la obligația financiară conform articolul 35 aliniatul 6 din legea 273/2006 aferentă anului 2018. Vă spuneam mai înainte, deci 1300 de lei în funcție de numărul de locuitori. Avem notificarea și la buget o să vă explice probabil doamna contabilă mai multe, pentru că tot dumneavoastră ați dat aprobarea și celorlalte cotizații ADIS, ADIB, ACOR, Asociația Comunilor, cele mai frumoase comune din România și așa mai departe. Dacă aveți discuții, vă rog. Da. Discuții pe seama acestui proiect, dacă sunt, aviz comisiei. Comisia a dat aviz favorabil. Da. Trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a votat un număr de 17 consilieri. Trecem la punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind închiderea exercițiului bugetar pe anul 2017. Da, îi dau cuvântul doamnei contabile Aurica Pintilie și vă dă explicațiile de specialitate. În anul 2017, unitatea noastră s-a înregistrat cu venituri realizate în secțiunea de funcționare în sumă de 13.264.690, iar cheltuieli în secțiunea de funcționare 13.215.064. Cheltuieli în secțiunea de dezvoltare 2.571.491, iar veniturile din secțiunea de dezvoltare 1.955.203. Astfel, total venituri 18.164.113, iar total cheltuieli 15.786.555. Ne-am realizat cu un excedent de 2.994.648 sume ce se regăsesc în avansul primit de la APIR pentru proiectele care le vom aminti la în cadrul aprobării bugetului local pe 2018. La sursa E am avut venituri în sumă de 294.354 lei, iar la cheltuieli 245.515 lei. Un excedent de 47.839 lei. Amintesc că în urma depunerii situațiilor financiare la Direcția de Finanțe Bacău, indicatorii de trezorerie înregistrați și se găsești pe site-ul primăriei, gradul de realizare a veniturilor este în procent de 96,06%. Potrivit legii finanțelor, dacă o unitate administrativ-teritorială înregistrează venituri sub 97% 2 ani la rând, suntem obligați să înscriem estimările la venituri în anul următor, exact la nivelul realizării acestora. Gradul de realizare a veniturilor proprii 98%, gradul de finanțare din venituri proprii 25%, gradul de autofinanțare 11%, venituri proprii încasate pe cheltuieli de capital 0,41%, gradul de realizare a impozitelor pe proprietate 97%, gradul de dependență al bugetului local față de bugetul de stat 70%, gradul de autonomie decizională 35,89%. Dar, doamnă contabilă, eu vreau să pun două întrebări. Vă rog frumos să explicați Consiliul Local de ce sume de bani provine excedentul bugetar de 29.946 și 476. Bine știu, dar aș vrea să știe și Consiliul Local. Excedentul bugetar sunt sumele care nu au fost consumate în anul 2017 și să vă spune. Deci suma din sursa 2.994.648 reprezintă avansul virat de AFIR Iași pentru cele două proiecte, modernizare Cămin Cultural Bogata și modernizare drumuri comunale Ștefan Vodă Hăghea. Deci e vorba aproape de 30 de miliarde, 20 de miliarde pentru drumul măsura 72 Hăghea Dofteana Ștefan Vodă, iar ceilalți sunt sume încasate de la piață trecute în excedent, da? Da. Iar suma de 47.839 sunt sume rămase, neconsumate, necheltuite,
din taxa de la piața zonală. Vă rog să dați explicații ce vom face cu acești bani, pentru că din experiență vă spun atât eu cât și dumneavoastră, știți că am mai dat cu subsemnatul pentru unii colegi de-ai noștri care ne-au publicat că am luat noi sumele de bani. Și aș vrea să dați explicații. Deci, aceste sume de bani sunt folosite numai prin hotărârea în plen a Consiliului Local de utilizarea excedentului numai în secțiunea de dezvoltare. Deci nu se utilizează excedentul anului precedent în cheltuielile de funcționare, pentru cheltuielile de funcționare îți încasez, îți creez veniturile proprii. Deci excedentul nu mai e secțiunea de funcționare, de dezvoltare și îl propun în, la punctul următor, în aprobarea bugetului pe anul 2018, o să-l propunem să-l utilizăm în anul ăsta. Da, dacă aveți discuții, vă rog. Da, discuții pe tema acestui proiect, dacă sunt. Avizul comisiei. Comisia a dat aviz favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a votat cu... Da, domnule. Da. Vreau să intervin eu. Un coleg de-al nostru are o problemă. O să auziți despre ce este vorba. Fica dumnealui a avut o problemă cu un accident și trebuie să meargă repede. Am primit și eu. Mulțumesc. Domnul Balcan, vreau să vă informez. Am sunat șeful jandarmeriei, am sunat șeful de ocol. Săptămâna viitoare se află în concediu șeful jandarmeriei, dar dacă nu vine un alt înlocuitor, mai amânăm cu săptămâna. Da. Vă mulțumesc. Da, supunem la vot atunci. Punctul numărul 7. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, s-a votat cu număr de 16 consilieri. Trecem la punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2018. Da, o să-i dau cuvântul tot doamnei contabile să vă dea explicații cu privire la buget. Deci, potrivit prevederilor legii 273 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, a legii bugetului de stat numărul 2 pe 2018, a adresei Ministerului Finanțelor 462010 din 4 ianuarie 2018 și a multor acte normative, care nu le mai întindem acum aici, au fost transmise sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielor descentralizate la nivelul Comunei Dofteana prin adresa 118 și prin adresa 111 de la Direcția de Finanțe Bacău. Pe lângă cele două adrese, astăzi am fost înștiințați de adresa Consiliului Județean, tocmai când au terminat ședința, ne-au repartizat sumele la TVA pentru drumuri comunale și sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit, acestea fiind o altă sursă de venit pentru construirea bugetului local. O să dau citire părții de venit tuturor indicatorilor la venituri, ca apoi să discutăm capitolele de cheltuieli. Deci veniturile în total pe anul 2018 totalizează 14.381 lei, voi citi în 1.000 lei, din care cote și sume defalcate din impozitul pe venit 1.439, sume defalcate din TVA pentru învățământ, asistenți personal, persoane cu handicap și indemnizații, 2207,5. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local, 4956. Venituri proprii, 2042. Sunt veniturile care, spuneam înainte la închiderea exercițiului, că au fost realizate în procent de 96,6%, dacă erau peste 97%, nu are nici Consiliul Județean asemenea performanță, puteam estima veniturile așa cum le aveam noi înregistrate în materia impozabilă la birou de venituri. Sume din excedent pentru utilizarea cheltuielilor în secțiunea de dezvoltare pentru proiecte FADR, 2994. Sumele alocate de Consiliul Județean, 375. Subvenții pentru căldură, 205. Și sume virate de AFIR în anul 2018, până în prezent, 167.
Deci toate astea adunate fac 14.381. Acum le repartizăm pe capitole de cheltuieli. Autorități publice, cheltuieli de personal, privind salariile și contribuțiile angajatorului, 3.000 lei. Cheltuieli cu bunuri și servicii, furnituri de birou, material de curățenie, energie electrică, lemn, foc, carburanți pentru automobile din dotare, piese auto, telefonie, internet, deplasări, pregătiri profesionale, uniforme și echipament, executări silite și alte cheltuieli privind materialele și prestările de servicii pentru desfășurarea activității, 474. O altă noutate în bugetul din anul 2018 sunt sumele aferente persoanelor cu handicap neîncadrate. Deci noi, ca unitate administrativ-teritorială, depășim numărul de 50, cum spune legea 448, deci de la 50 de persoane în sus se face procentul și achităm la salariul minim pe economie în funcție de numărul de salariați peste. Deci, pentru 2017, din septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, datorită că noi am avut întârzierile la salarii, și pe anul 2018, ianuarie, decembrie, avem obligația să achităm la bugetul de stat 46.000. Deci numai pentru persoanele cu handicap neîncadrate. Dacă, vreau să dați explicații. Dacă în intervalul anului acesta se scoate un post la concurs și poate participa o persoană cu handicap care face față postului respectiv, deci noi am avea cam 1,16, un om și 16 sutimi. Deci scăpăm de suma asta. Să mai plătim la bugetul de stat. Așa, până atunci vom achita ca și o cotizație, o cot, o contribuție la bugetul de stat. Suntem obligați. Mergem mai departe. Cheltuieli de capital, 50.000 lei. Următorul capitol, evidență persoane, cheltuieli de personal privind salariile și contribuțiile angajatorului, 116.000. Transferul pentru alte instituții de asistență socială, contribuția primăriei pentru cei 4 copii și 2 adulți plasați în centre de protecție specială, 72.000 lei. Apărare, ordine publică și siguranță națională pentru poliția locală și protecție civilă, 371.10, din care salarii 266.10, cheltuieli cu bunuri și servicii privind dotarea poliției 29, a protecției civile 35, iar pentru protecția civilă, deci achiziționarea unei sirene pentru serviciul TVSO în valoare de 25.000 lei. Reprezentând cheltuieli de capital. La învățământ, total sume 671, aici sunt repartizate prin TVA în funcție de costul per elev, 498.000 lei pentru toate unitățile de învățământ, iar bugetul local propun să suporte cheltuielile de transport pentru cadrele navetiste și cei cu mașină proprietate personală, 90.000 lei, propunem suma. Abonamentele și cei care nu se încadrează în cursele cu abonamente. Stimulente educaționale acordate copiilor din familii defavorizate, 62.5. Drepturi copii CES integrați în învățământul de masă, 14. Și acordarea suplimentului alimentar din unitățile pilot, potrivit OUG 72-2016, 316. Cum vorbeam și la ședința pe comisie, cred că este al doilea an când facem parte din unitățile pilot și vom face parte până la al cincilea an. Deci încă 3 ani în afară de anul ăsta încolo. Da, dar vă rog să dați explicația. Acești bani, anul trecut, o parte din ei mi-a retras înapoi Ministerul de Finanțe, pentru că sunt încheiat anul școlar, iar anul acesta încă n-au apărut normele metodologice de aplicare. Deci nu putem să începem procedurile de achiziții în baza legii 98/2016, până nu apar normele metodologice de aplicare. Am primit suma, o cuprindem în buget, la vremea respectivă achizăm,
Cine rămâne, ni se retrage înapoi, suntem siguri. La bază, ce rămâne, facem o rectificare cu TVA negativ. Mergem mai departe la cheltuieli pentru cultură, recreere și religie, cheltuieli pentru premii, asociații sportive, veterani, vorbe de veterani de război, premii 50 de ani de căsătorie, sprijinire culte religioase, cheltuieli culturale, 1080. La asistență socială, finanțarea drepturilor asistenților personale, persoanelor cu handicap grav, a indemnizațiilor lunare, persoane cu handicap grav, ajutoare de încălzire trimestru 1 și trimestru 4 și cheltuieli UNICEF 1759. S-a revenit în ordonanța 90/2017, asta de 3-4 ani, deci unitatea administrativ-teritorială este obligată să vină cu o cofinanțare de 10% la plata drepturilor asistenților personali și a persoanelor cu handicap grav. Deci, din TVA ne asigură numai 90%. La servicii de dezvoltare publică, iluminat public, refacerea aducțiunii apă, cheltuieli cu bunuri și servicii pentru gospodărie comunală, carburant, autoutilitară din dotare, pentru celelalte utilaje, utilități, alte cheltuieli privind materiale și prestări servicii pentru desfășurarea activităților pe gospodărie comunală, 995.000 lei. Cheltuieli de capital, 113.000 lei. Aici este prevăzut PUB-ul, o să dau citire și liste de investiții. Prima tranșă de plată din anul 2018 și studiu de fezabilitate pentru extindere rețele de energie electrică. Așa, 50.000. Dar numai un pic. Aici vreau să intervin, dacă îmi permiteți. Vedeți dumneavoastră la lista de investiții, o spus extindere rețea energie electrică, să vă explic despre ce este vorba. În cursul anului 2017, la începutul anului, mai bine zis 2017, am primit o adresă de la E.ON, actualul Delgaz, Green, faptul că dacă am dorit sau avem rețele de furnizare energie electrică și dorim să le extindem, totuși dumnealor vor să participe cu o cofinanțare. Am făcut studii de fezabilitate, nu noi, l-au făcut ei, de la Parcul Dendrologic până la Părul Adânc. Studiul de fezabilitate care costă aproximativ 500 de milioane în bani vechi, iar dumnealor au spus, domnule, veniți cu 5 miliarde jumătate cofinanțare și noi venim cu 10%. Adică studiul ăsta de fezabilitate. În condițiile în care noi nu dăm cei 5,5 miliarde și lucrarea să fie pusă la licitație de ei, suntem obligați să achiziționăm studiul de fezabilitate, îl luăm noi, punem lucrarea la licitație, când o să avem și sumele de bani. Am prevăzut acești bani. Ei ne facturează studiul de fezabilitate, n-avem prevăzut și după aia ne executăm și ne plătea sponsorul. Despre asta vorbim. Deci, extinderea rețelei de energie electrică se duce până la 6 miliarde, studiul de fezabilitate 500 de milioane și diferența trebuie să-i punem noi. Și ei vin cu contorul și ia banii pe energie. Dacă ne-ar fi ars așa de tare la unghie, o făceam și pe asta. Dar atâta timp cât persoanele de acolo care sunt și au locuințe, au pensiuni și vor să extindă, deja sunt abonați la rețeaua petrolieră, deocamdată putem să stăm anul ăsta așa, dar oricum și orice s-ar întâmpla după ce vom avea și asfaltul, și apa potabilă, și energie electrică, trebuie să punem procedura de licitație în mișcare și să punem și studiul de fezabilitate luând licitația. Firma respectivă prevede foarte mult stâlp, pentru că nu permite legea energiei electrice ca noi să avem iluminat public pe stâlpii lor. Adică două alimentări din două puncte diferite. Se pot întâmpla foarte multe accidente. Deci iluminatul public furnizat de către E.ON și plătit de noi, iar de la petrol să aibă furnizarea energiei electrice pentru consumul casnic. Se pot întâmpla multe accidente. Dar pe parcurs trebuie să facem și lucrul acesta, sau poate e posibil ca anul acesta să avem parte de o rectificare în plus bugetară și o să avem sume de bani. Dar noi să avem sume de prevăzute să achităm SF-ul.
Da, continuăm. Mai departe, la protecția mediului, cheltuieli privind transportul gunoiului menajer din cadrul comunei, 340.000 lei. Alte acțiuni economice în acest capitol. Avem încadrate toate cotizațiile obligatorii datorate de instituția noastră, deci ADIS 3500, ADIS 1000, ACOR 1300, Asociația cele mai frumoase comune din România 1000, Montesa 1200, GAL Valea Muntelui 10.000 și nomenclatorul stradal, care de anul ăsta se vor face achiziția de tăblițe și numerele de la case. Deci toate în sumă de 100.000 lei, 1 miliard. La transporturi, cheltuieli cu prestări servicii, întreținere drumuri comunale, transport sort, cheltuieli de întreținere, punere materiale în operă, funcționare buldo, funcționare basculă, 3545,98. Iar investițiile pe drumuri, 28.699,98. Acum permiteți-mi să dau citire la lista de investiții pe anul 2018. Aceasta va fi anexă la buget, va fi prezentată și la Direcția de Finanțe, apoi la Trezoreria Statului. Pentru fiecare obiectiv de aici vom primi un proiect de angajament. Angajamentele sunt inventariate de Ministerul de Finanțe. Nu poți face un angajament nou dacă nu ai lichidat cu cele vechi. Lucrările noi din lista de investiții sunt modernizare drumuri de interes local, Hăgheac, Ștefan Vodă și Dofteana, din Comuna Dofteana, proiectul prin măsura 7.2, 5.700 de mii lei este valoarea totală a proiectului, din care anul acesta avem pus la lista de investiții, 2.193.977. Suma 2.093.977, care se regăsește în excedent, iar diferența de 100.000 lei de la bugetul local. Al doilea obiectiv, reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural bogată, prin măsura 7.6, valoare totală proiect, 2.761.000 lei, valoare intrată pe finanțare în anul acesta 1116.000, din care valoare din excedent 900.671, iar o finanțare de la bugetul local 215.329. Construire grădiniță cu 3 săli de grupă, proiect prin PNDL, valoare totală proiect 2.720.000 lei, valoare intrată în finanțare în anul 2018 120.000 lei. Modernizare drum comunal în satul Hăgheac, Comuna Dofteana, proiect PNDL, valoare totală 2.883.000 lei, valoare intrată în finanțare în anul curent 55.000 lei. Refacere poduri peste pârâul Oușorul Cucuiez, valoare totală proiect 2.444.000 lei, finanțare în anul curent 98.000 lei. Modernizare drum comunal Cucuiez, din Comuna Dofteana, județul Bacău, 523.000 lei valoare proiect, finanțare în anul curent, 523.000 lei. Dacă îmi permiteți, aici, doamna contabilă, să da. E vorba despre drumul Cucuiezan, drumul de la Ionică Camară și până la pod la Jaga, inclusiv, la Aurel. Deci cât costă? 500? 523. 523.000 lei cu tot cu TVA, da. Reparații capitală, da. Avem proiect, avem devize, avem avizele necesare, drumul va fi scos tot ceea ce există acolo, vechi, dat afară și pus altul nou în manutenă. Continuați, vă rog. Dăm citire la alte cheltuieli de investiții, planul urbanistic general, care are valoare de 130.000 lei, anul acesta 63.000 lei de finanțare, studii de fezabilitate, extindere, rețea de 50.000 lei, sistem de avertizare SBSU 25.000 lei, achiziționare imobil, spațiu comercial, depozit, club 50.000 lei. Din sursa E,
ceea ce explicați mai înainte, excedentul de la extrabugetare. Dotări piața zonală Dofteana cu frigider vertical, vitrină frigorifică și cântare electronice, 33.000 lei, iar achiziționare mobilier, cămin cultural cu clienți, tot din excedent sursa e, 25.000 lei. Nu mai am timp, a spus să dau explicații. Pentru a obține avizul DSVSA, am solicitat o comisie de la Direcția de Sănătate Publică și Sanitar Veterinară, la modulul de la piața Dofteana, ne-a lăsat o notă din care trebuie să o respectăm și să putem să avizăm și să putem să autorizăm piața zonală Dofteana conform normelor sanitar veterinare. Am primit dispoziția dumnealor în care trebuie să cumpărăm vitrină, frigidere, cântarele electronice și alte componente care stau la baza obținerea acestor avize și acestei autorizații de SVSA. Din excedent, că, cum vă spunea doamna contabilă, tot de la banii la piață care i-am adunat, vom achiziționa mese rotunde la căminul cultural din satul Cucuieț, așa cum ați văzut și la alte localuri, inclusiv scaune, să încheiem odată cu acele mese și bănci care se folosesc doar numai la praznice bisericești și la oameni. La activitățile nunți, cumetrii sau alte activități, trebuie să avem mese rotunde, cu scaune, așa cum sunt astea ale dumneavoastră, din excedentul banilor care i-am strâns anul trecut. Tot la cămin la Cucuieț, o să vă dea doamna contabilă explicații sau eu și citit, face parte din majorarea puterei instalate electrică la cămin, să poată să funcționeze cele două centrale electrice. Nu costă, nu sunt costuri prea mari, dar până în 5.000 de lei, cred că ajunge și acolo să majorăm puterea instalată în România aceeași de 380, numai că trebuiește majorată puterea și asta trebuie să fie în termen legal de la Delgaz. Continuați, doamnă. Deci, acestea sunt sumele prezentate de biroul de specialitate al unității. Vă rog să deliberați. Doamna contabilă, aș întreba eu. Din total bugetul, vă rog să dați explicații, eu știu. Aici au fost cuprinse și salariile la învățământ? Nu. Deci salariile la învățământ nu le mai dăm noi, nu mai trec prin bugetul local, ci vin prin bugetul inspectoratului Bacău. Deci era vorba aproape de 50 de miliarde în toți anii. Deci nu mai avem 50 de miliarde la buget. În schimb, avem aproximativ 5 miliarde per elev care ei se folosesc la aprovizionarea cu ce? Cu lemne, plătit utilitățile, întreținerea școlilor, mă refer la toate școlile cu personalitate juridică din localitatea noastră. Aș vrea să dați explicații cu privire la cei 3 miliarde 750 care i-am primit astăzi înscris, bineînțeles, de la Consiliul Județean. Din motivul acesta am amânat și ședința, pentru că Consiliul Județean a încheiat la ora 13.30, cred că, ședința dumnealor. Ne-au transmis datele și noi împlinim 45 de zile pe data de 19 luni de la publicarea Monitor Oficial a promulgării bugetului național de către președintele României. Și luni este ultima zi când îl vom aviza la Direcția de Finanțe a Județului Bacău. Vă rog să dați explicații, 375... 375, deci am spus la, când am constituit veniturile ca sursă în bugetul local de 2018, deci am primit sume alocate din cotele defalcate, 295.000 lei și sume defalcate din TVA pentru drumuri comunale, 80. Ele sunt repartizate pe trimestri. Bugetul pe 2018 se completează cu estimările anilor 2019-2020-2021. Așa am primit și de la finanțe, deci când întocmești un buget pe anul în curs, întocmești și estimările pe următorii 3 ani, deoarece avem proiecte europene, ele trebuie să figureze. Iar sumele astea de bani merg la cofinanțări la investiții. Deci investițiile... Lucrări noi, care le-am dat citire din lista de investiții, la rubrica cofinanțări din bugetul local se regăsește suma de la Consiliul Județean. Da, aș dori ca să explic și eu, pentru că aceste sume, acest buget pe care vă spune spre analiză și aprobare, sunt doar niște sume estimate. Astăzi nu avem niciun leu.
În condițiile în care la nivel național și la nivel local se vor achita impozitele și taxele, vom avea aceste sume de bani pentru investiții, pentru cofinanțări, pentru utilități, pentru salarii. Despre asta vorbim. În condițiile în care la nivel național și local nu se încasează, dar mai târziu o să revin să vă explic cum și am să vă prezint încasările pe anii anteriori și cei care nu și-au plătit de 10 ani impozitele. Nu știu dacă putem să încasăm, doamna contabilă a spus că am încasat 96%. Este un lucru foarte bun. Am încasat și mai mult în situația în care fiecare ar fi conștient să-și plătească impozitele și taxele. Da. Altceva, doamna? 96% se referă când ne fac indicatorii prin trezorerie la ceea ce... Deci nu se ține cont de lista de rămășiță. Da, dar dumneavoastră estimați la... la impozite și taxe, teren plus construcții, nu și la serviciile publice. Deci, salubritate, PSI și altele. Deci vreau să înțelegeți teren plus construcții. Pentru că vă spuneam și la, la PUG. Deci plugul, în momentul când o faci perioada celor 10 ani de zile, trebuie să iei în considerare faptul că venituri la unitatea administrativ teritorială se aduc din construcții de case. În momentul când ai trecut din extravilan în intravilan și oamenii are o altă categorie de folosință, impozitele sunt altele, populația își construiesc case și vin impozitele și taxe la unitatea administrativă și ai venituri ca să poți să te dezvolți. Da? Mai departe, doamnă, dacă mai aveți. Da. Dumneavoastră, vă rog. Da. Discuții pe seama acestui proiect dacă sunt. Avizul comisiei. Comisia a dat aviz favorabil. Îl supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a votat cu număr de 16 consilieri. Da. E vorba despre punctul numărul 9, da? Da, 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 da. Deci punctul 9, numărul 9, vă dau eu explicații și vă rog frumos să fiți atenți să citesc un proiect de hotărâre care se reflectă în felul următor. Se propune completarea articolului 18, taxa de salubritate din hotărârea Consiliului Local, numărul 159, din 29.11.2017, privind stabilirea impozitelor și taxelor pe anul 2018, cu un nou alineat, 1:1, taxa de salubritate pe anul 2018, stabilită în valoare de 100 lei an pentru fiecare gospodărie, reflectă prețul de 4,07 lei lună persoană, conform planului anual de evoluție a tarifelor și taxelor pentru proiectul Sistem Integrat de Management al deșeurilor solide în județul Bacău, raportată la un număr de 6.873 de persoane declarate la recensământul populației. Deci, hotărârea Consiliului Local pe care am dat-o noi în noiembrie și am raportat în urmă cu 2 ani de zile 6.873, mă refer la ce? 6.873 de persoane, populație stabilă. Nu populație care se află în afara granițelor țării sau într-o altă localitate locuiește și are o casă. Populație stabilă, 6.873. La ora actuală, avem și noi la Registrul Agricol, inclusiv în fiecare an fac așa ceva, cine vine plătește impozitele și taxele, declară pe proprie răspundere care sunt persoanele din întreținere, din casa respectivă. Și atunci facem un calcul câte persoane sunt. Conform planului de evoluție, 4,07. Deci 4,07 în anul 2018. În anul 2019 cu ceva, foarte puțin. Mai mult crește, o luăm aici, doamne, dacă ne căutați. Așa. Crește foarte puțin. Deci, conform planului de evoluție, e 4,07. Înmulțit cu 6.873, dă 274, până în 280 milioane în bani vechi, pe lună. Înmulțit cu 12 luni, dă 3.335, 3.350 pe an. Bun. Dar, să vă spun așa, în anul 2017 am dus la groapa de gunoi Bacău 1639 de tone, 39 de gunoi. Avem obligația
să scadem gunoiul cu 20%. În anul 2018 avem obligația să scadem cu 35%. Dar la 1639 de tone se adaugă și colectarea selectivă, adică peturile care le predăm noi și avem documentul justificativ, cartoanele, ferul vechi care îl predă vecinul și așa mai departe. Și la astea toate se scade 20% în 2017 și în 2018 35%. În condițiile în care nu scadem acest gunoi, avem penalitate pe anul 2017 169 de milioane. Deci 170 de milioane. 2017. În condițiile în care la 6.883 de persoane ori 4,07 ori 12 luni, vedeți ce sumă dă. Deci vedeți ce sumă dă și de unde scoatem bani. Vă spun în felul următor. În satul Larga, aproximativ de 8 ani, n-au plătit gunoi 84 de persoane. În satul Seaca, 33 de persoane. În satul Ștefan Vodă, 80. La Străinaș, cum e domnul Barabașa, care ne-a contestat și alții, 38. În satul Bogata, aproape maximul, 60. În satul Cucuieț, 219. În satul Hăgheac, 110. Dofteana de soare de conflict. Sunt 260 și ceva. Total 1 miliard 100. Plus 169 de milioane penalitatea, 1 miliard 300. Plus 3 miliarde 350 gunoiul. Vă întreb de unde plătesc eu în calitate de ordonator principal de credite gunoiul. Nu aș vrea să ajungem în situația în care să ne suspende. Eu am plătit alaltă ieri gunoi, sunt la zi. Dar dacă mi-ar plăti și ăștia, aș avea un fond de rulment. În condițiile în care într-o lună nu s-au adunat banii, apelez la fondul de rulment, îmi plătesc datoria și pe aia pun banii înapoi. Dar care au 624, nu mai dau numele, vecinii noștri. 609, 576, 453, 447. Vedeți, cum am acolo și la impozite. Da, am aici. Domnilor consilieri, și la impozite, deci cei care au datorie la gunoi 624, are 2153 la impozite. Deci, de pe aici. Nu mai spun. Care are 447, la gunoi are 603 la impozitul, pe casă. Care are 4421 la impozit, are 453 la gunoi. Deci vă spun, este destul de greu. Și vorbim despre ce? Vorbim să adunăm bani, să plătim confinanțările la fonduri europene, vorbim să plătim utilitățile, vorbim să extindem iluminatul public, vorbim să turnăm asfalt, vorbim despre modernizarea pe termen mediu și lung a localității Dofteană. Poftim! Vă las în discuție dumneavoastră până în noiembrie lucrurile astea și să veniți cu o propunere cel puțin cu utilitățile ce facem cu oamenii ăștia, că celelalte știu ce am zis. Ce se întâmplă? Gunoiul l-am achitat pe luna decembrie, acum ne-a venit factura. De era până în 260 de milioane, acum e aproape 280, deci se majorează. Și tragem de ăștia. Dar să înțelegeți dumneavoastră, ăștia care scap de liste sunt și cei mai vocali din toți. La el trebuie prima dată dezăpezit primul, la el trebuie să-i ardă iluminatul public, la el trebuie să se toarne asfalt, în condițiile în care a trecut mașina de gunoi și din greșeală nu a observat tamberonul sau l-a scos el mai târziu, sunt cei mai vocali. Cei mai vocali, care nu plătește impozitul, care nu plătesc gunoiul. Bun, am făcut și o verificare, să văd, poate o contribui, poate mai altfel, poate o contribui la biserică, să dea mai mulți bani la construcția bisericii. Da. Nici acolo, deloc, nu sunt trecuți. Da.
Mă adresez dumneavoastră și cu această ocazie și celor care ne ascultă sau ne văd. Începând cu data de 1 martie, avem 2 executori fiscali. Așa prevede legea. 2 executori fiscali din cadrul angajaților unității administrative teritoriale, care se vor ocupa de ce? Numai de executări silite. Deci vor fi puse și sechestrate casele lor și vor sta cu chirie în casa lor. Cei care continuă cu asemenea datorii. Motivul care este? Fiecare suntem plătitori de impozite și taxe în țară, în România și oriunde te-ai duce. Fiecare trebuie să contribuim la bugetul de stat, consolidat al statului. Avem 100 aproape de asistenți, mă refer personal, nu personal, indemnizații, 84, 86. Și mai avem și cu cei de gradul 2 care sunt scutiți de impozite și taxe la teren, curs construcții. Și atunci în Dofteana, deci nu plătesc ăștia 800, nu plătesc 100 și ceva de familii care primesc indemnizație și au și gradul 1 și 2 de handicap. Și cine plătește impozite în Dofteana? Ca noi să modernizăm iluminatul, să turnăm asfalt și așa mai departe. Cu sumele acestea, 3 miliarde 750, aproape 4 miliarde le-am primit pentru confinanțări. Pentru că avem multe proiecte europene, dar confinanțările, vă spuneam, nu vor acoperi întreaga sumă cât avem noi nevoie. Acoperă pe 2018, pentru că aceste proiecte se vor derula o parte din ele și pe anul 2019, nu? Așa. Și în 2020. Da. Deci oamenii ăștia vor ce? Asfalt, luat gunoiul. Ce am făcut? În momentul când am împărțit 3260 de tomberoane, am spus celor care nu plătit gunoiul niciodată, nu-i dăm tomberon. Dar m-am gândit și în partea aia la altă. O zic, domnule, dacă îmi dați tomberonul, plătesc gunoiul. Bun. Valoarea este de 1 milion la tomberonul respectiv. Se poate plătește gunoiul. Nu. Acum am făcut și investigația, am mers în spatele mașinii și sunt notați. Iese cu tomberonul la poartă. Îl pune și mai pune și 2 saci peste el. Încărcat cu ce? Găinați de găină, pietre, nisip, surcele, pierjul din grădină, vegetație și așa mai departe. Și așa știi când o plătești? Bun. În situația asta, am hotărât. Haide să ne luăm gunoiul. Și îl ducea la Ghiță Vulpi. Dau un exemplu. Pe ulița aia, pe unde stă Marius Barabașa Pădurarul, îl ducea în prima râpă. Găsit de noi. Domnul, dați-l pe luni. Vedeți că am undeva pe luni cât am predat la 1600 de tori. Da. Deci, nici așa nu-i bun. Dacă nu iei gunoiul, îl duce în râpă. Dacă e lei, nu-l plătește. Deci, efectiv, sunt o povară. Nu numai la Dofteana. Gunoiul și la municipiul care ne e vecin și orașul care ne este vecin au fost suspendat pentru faptul că tot la fel făceau și nu vor ca să-l plătească. Deci să-i ținem noi în spate. Ei, nu putem să mergem așa. Mai avem o problemă. Cei care sunt în afara granițelor țării spun în felul următor, pentru ce să plătesc gunoiul? Am 1%. Nu mulți. Sau 1 la 1000. Nu mulți. Doamne, pentru ce? Haideți că vă spun pentru ce. Că noi am monitorizat pe toți. Stimați colegi, în ianuarie, pe data de 20, s-au dus 71 de tori, 2017. În februarie, 80 de tori. Păi iarnă scoate mai puțin bune. 80 de tori. În august? În martie, 171 de tori când face curățenie în grădină. Așa. În aprilie, 133 de tori. După ce au pus ceapa în pământ, prea mai e mizerie. În mai, 116 tone. În iunie, 156 de tone. În iulie, 142 de tone. Și în august, 182 de tone. Au venit acasă. O mai stat o parte dintre ei și în septembrie. 161 de tone. După aia începe să scadă. Octombrie, 129 de tone. Noiembrie, 118. Și în decembrie, când începe să mai vine acasă, 130 de tone. Deci nu facem gunoi? Să facem gunoi. Dacă noi am scădea cantitatea de gunoi, suma tot atât am dat-o, dar nu vom mai avea penalități. Bun. Noi am putut să rezolvăm situația așa, dar lucrurile astea nu poate să meargă până la capăt, cum vă spuneam. 4,07 mulțumim cu 6873. Dar nu poate să plătească nici la care e o persoană, cât plătește cel care are 5.
Din aceste motive fac apel la dumneavoastră și vă fac cunoscut și vă dau spre analiză și dezbatere până la data din 1 noiembrie să-mi veniți cu propuneri concrete. Cu propuneri pe anul viitor concrete. Da. Dar acum revin și vă supun spre analiză și aprobare 4,07 înmulțit cu 6873 ori 100 de lei de fiecare gospodărie, așa, la fel cum a fost până acum. Dacă aveți discuții. Da, domnul președinte. Da, discuții pe seama acestui. Aurica, poți să vă. Da. Următorul subiect care nu este cu vot, este doar o informare, e vorba despre planul de achiziții pe anul 2018. Deci planul de achiziții pe anul 2018. Ce vom face noi cu acești bani de care eu spus doamna contabilă? Deci doamna contabilă, ceea ce v-a citit acolo. Exemplu. Drumul care face legătura Ionică Camara pe Valea Codului. Există proiect, reparație capitală, există deviz și v-a spus și valoarea. O parte din celelalte sunt estimate. Estimate, adică ai pus că betonezi un drum de 30, 50, 100 de metri pătrați și ai spus că costă 200 de milioane în bani mei. Dar în momentul când s-a făcut devizul, n-ai voie să depășești 200, dar sub poate să fie oricât. Așa se va întâmpla. Deci s-au estimat. De aici încolo se va face studiul de fezabilitate unde este nevoie, devizul și celelalte acordări. Doamna Hârbă, vă rog să dați citire. Acest program anual al achizițiilor publice se realizează în ultimul trimestru al anului anterior, în baza referatelor de necesitate din partea compartimentelor autorității contractante. Da, deci 407 ați votat. Da. Supunem la vot, supunem la vot punctul numărul 9. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a votat cu numărul de 16 consilieri. Da. Trecem la lucrurile. Da, trecem la punctul numărul 10, doamna. Da. Acest program anual al achizițiilor publice se face în baza referatelor de necesitate transmise din compartimentul autorități contractante. Se realizează în ultimul trimestru anului anterior și cuprind denumirea proiectului, codul CPV. Cod CPV e vocabularul comun al achizițiilor publice, valoarea estimativă a proiectului, sursa de finanțare, procedura stabilită. Aici depinde de valoarea proiectului și atunci alegem ori o procedură simplificată, ori este achiziție directă, durata derulării proiectului de achiziție și modalitatea de atribuire a contractului, online sau offline. De obicei, acum totul este online. Și persoana responsabilă care se ocupă de aceste proiecte și de achiziția în sine. Acum o să avem și un program al achizițiilor directe, în care sunt cuprinse toate cheltuielile din aparatul de specialitate și nevoile. Da? Cum ar veni iluminatul public, serviciu, difunizare de internet, amenajarea spațiului verde, da? Organizarea zilelor comunei, furnizare de apă potabilă, servicii de întreținere și reparații străzi, carosabile cu balastru și piatră concasată, servicii de consultanță în domeniul achizițiilor publice, unde este cazul. Avem servicii de publicitate și informare. Avem servicii topo și lucrări cadastrale, unde intră domeniul, unde se cadastrează domeniul public. Și multe altele, între care servicii de transport cadre didactice, servicii de deratizare, transport cete de colindători, servicii medicale unde intră medicina muncii, transport, servicii de transport copii cu handicap, mai avem servicii de montare și demontare lămpi iluminat public. Da, nu mai am. Bun.
Deci inclusiv anul acesta, vă rog frumos un pic de liniște, inclusiv anul acesta vom moderniza iluminatul public încă cu 250 de lămpi, de tipul pe care sunt celelalte deja montate. Se referă doamna Hârbul la demontat și montat. Deci se demontează cele vechi, da, și se remontează cele noi, bineînțeles, în alt sistem. Care o să urmeze, și acolo unde vom avea cele demontate, dacă corespund totuși, vom pune în locul unei pe o uliță mai strântă, unei trebuiește să fie vizibilitate, care sunt bune dintre ele. Deci sunt dublu cheltuie. Da, adică dat jos lampa, remontat o altă lampă și dat jos o altă lampă, acolo unde vrem să punem una, mai bună. Deci la așa ceva se referă, doamnă. Bun. Și programul de achiziții publice cuprind lucrările care avem licitații la ele, care sunt deja în procedură de desfășurare, în care modernizarea drumului de interes local în satele Hăchea, Ștefan Vodă și Dofteana, care prin PNDR s-au vorbit și la buget au fost prinse, în procedură simplificată, care o avem deja în desfășurare, suntem la verificare și execuție, care valoarea este de 3.974.615 lei. Urmează, tot la fel, este în desfășurare și reabilitare și dotare Cămin Bogata, tot prin PNDR, valoarea este de 2304.308 lei. Cum prin procedură simplificată, online, suntem în derulare, suntem tot la în desfășurare evaluare tehnică. Evaluare financiară, suntem la construcții grădiniță cu 3 săli de grup în satul Dofteana, tot prin PNDR 2, procedură simplificată. Proiect în derulare cu o valoare de 2314.258 lei. Avem procedură și pentru refacere poduri peste părul Oușorul Sat Cucuiesc, Comuna Dofteana. Suntem într-o evaluare tehnică. În PNDL 2, procedură simplificată, valoarea de 2061.240 de lei. Drumul Hăcheac, care suntem tot la evaluare financiară, valoarea lui este de 2138.850, tot prin PNDL, procedură simplificată, și energia electrică, care pe furnizare, tot procedură simplificată, da, ajunge la 250.000 lei. Deci energia electrică, s-a făcut procedura de licitație, din procedura de licitație a ieșit o economie a unității noastre administrative, da, față de cât cumpărăm cu rentul înainte, cam 500 de milioane, 500 de milioane am câștigat noi. Am câștigat. E bine, acești 500 de milioane putem să investim, să cumpărăm lămpi, să modernizăm iluminatul public, să, tot aici în lista, da, de investiții, o citi și doamna contabilă și doamna Câmpo. Care s-au dublat în vorba de ni s-a aprobat modernizarea rețelei de energie electrică până la stadion, de la transformator de la Castelul Indica până la stadion, lângă gardul stadion, acolo va fi BMP-ul. Prețurile le-au pus ANRE-ul. ANRE-ul a pus 130 de milioane în bani vechi. Am solicitat două firme să ne aducă o ofertă și i-a venit cu 350 de milioane și a arătat că cablul costă 180 de milioane. Și ANRE-ul a pus 130. Acum să vedem ce o putem să facem. Dar s-au prevăzut sume de bani ca noi să tragem bine trasă subteran, pe lângă gardul Castelului, până la stadion. Totodată ați aprobat dumneavoastră furnizarea energiei electrice aici la 3,80. Deci din economie să tragem și aici 3,80. Inclusiv la Cămin, la Cucuieț și unde mai avem noi. Deci estimate sunt toate. Mai departe, doamnă. În mare, cam astea sunt prinse în programul de achiziție. Da, vă rog și frumos. Și este prins în programul de achiziție, sunt prinse și în să dați un pic explicații cu privire la, și am să intervin și eu, la cele plăcuți și numere pentru case la nomenclatorul stradal. Pentru că de pe data de 5, deci da, ultima ședință noi am avut-o în 30 ianuarie, 30, așa, și imediat pe data de 5 luni trecută, am început cu noua adresă. Deci cine schimbă buletinul, e pe stradă, pe număr de case la ora actuală și da, nu am fi putut să facem achiziția publică până nu aprobam, nu aprobam bugetul buget de astăzi. Iar doamna a cerut mai multe oferte și vă poate da explicații. Da, am făcut totalul
străzilor, totalul locuințelor. N-a ieșit un număr de 6.000 și ceva de numere pentru locuințe. O valoare estimativă, un 7 lei numărul de casă, un 12 lei nume de stradă și ne-a ieșit valoarea de 60.000 estimativ. Până o să ajungem să facem... 600 de milioane. 600 de milioane vechi, 60.000... Da, procedura de achiziție. Procedura de achiziție. Atunci, la momentul respectiv, o să căutăm mai multe oferte, ce este mai avantajos. Nu e obligatoriu să ajungem la 60.000. Și vă rog frumos, v-am mai spus și repet, vă rog să luați din tablă, nu luăm din plastic. Deci plasticul este destul de casant, la rece, mă refer că în viață, s-o izbit o minge sau ceva sau un copil, o căzut jos și suntem buni ca să cumpărăm altceva. Deci trebuie toate rezistente să fie din tablă și ne putem consulta și cu alții care i-au mai făcut așa o ceva înainte. Poți să cerem multe oferte și care vin cu prețul cel mai avantajos. Și calitate, doamnă. Și calitate, da. Da, mai departe. Mai aveți? Dacă mai aveți întrebări. Deci asta a fost doar o notă informativă. Dacă vrea cineva din dumneavoastră să o întrebe ceva pe doamna Bărbu. În tot ceea ce au spus doamna și doamna Contanda, la activitățile culturale, să vă dau ei, sunt prevăzute 20 de costume populare pentru copii. Nu pentru adulți, pentru adulți înseamnă 20 de costume populare pentru copii. Tot aici sunt prevăzute la activități culturale și ceea ce facem noi pe 31 decembrie. Tot aici sunt prevăzute și ansamblu, nu, date și obiceiuri, cei care sunt organizate de către domnul profesor Gâtu cu toate comunele din județul Bacău. Tot aici sunt prevăzute zilele localității. Da? Și cultele. Anul acesta este anul centenarului. Ne întreabă prefectura, Consiliul Județean care le-am dat scris, care vor fi activitățile ce stau la baza centenarului și a sărbătorilor în localitatea noastră. Avem și noi ziua eroilor, avem și noi ziua localității, avem și noi festivaluri, tot ceea ce există și care ne sprijin și copiii de la toate școlile. Da. Tot aici au fost prevăzute la investiții, mă refer, revin la investiții, există un referat făcut de către Mihai Deacon din Hăghiac, consilierul nostru, betonarea drumului care face legătura între groapa mașine și drumul care îl asfaltăm noi până la, de la parcul de drozi la deal, deci panta respectivă, cetățenii au dat de semnătură, nu au posibilitatea să iese cel puțin iarnă. Acolo o să facem cu fier, beton, pus ca să poată să prindă cauciucul, să iese foarte. Tot aici este prins la capitolul investiții, modernizarea centrului civic Doftean. La Valentina, acolo în față, la Cooc, am studiat sistemul de canalizare care subtraversează sub DN12 și este undeva la magazin, la capră, unde se înțapă blocul, unde se află farmacie. Nu ne va afecta cu nimic pe noi și în aceste situații vom betona acolo tot, modernizând drumul ăla respectiv, terenul la vacant, inclusiv pe la Vaserică, vecinul de acolo, pe la medicina veterinară în spate, până în fața blocului la Ivan, dar numai până la colțul blocului cât este. Restul este tot. Da, au fost alocate niște sume, fost tot estimative. Iar să vă informez, 50.000. Când am făcut parcarea aici în față la grădiniță și la noi, ne-au rămas 6, 5 sau 6 în custodie plătite paleți de paveli, care ele sunt plătite fără manoperă. Și le avem 6 și le avem lângă sala de spor rezumate la școala Dofteana, în custodie, acoperite și vrem să facem, să avem continuitate între magazinul actual de Nisa și blocul. Unei blocul, până la intrare unui intră-capra acolo în spate. Dăm porțele jos, pentru că acolo este domeniul public, nu puteam să investim, că nu era până acum domeniul public, acolo unde aveți domeniul. Da. Așa? Deci vom da porțele jos, acolo vom pune pavele exact simetric cum sunt și celelalte și vom majora centrul civic. Măcar dacă duce cineva două mașini, trei, acolo ce ne parchează, evităm ceea ce se întâmplă în centrul localității. Da. Deci astea sunt în mare câteva investiții. Altceva, tot la capitolul investiții, la culte, așa și cultură, sunt alocate sume de bani să finalizăm ce am început în 2017. Biserica 2 Dofteana, cu amenajarea curții, toată cu pavele, cu canalizarea apelor pluviale cu gadiere și scurgerea apelor, să nu se ducă pe mormânt, cu
creșterea din interior și pe scări, amenajarea rampei de handicap, deja este turnată, dacă spune englezii pe ea, cu o cloporniță, un altar de vară în exterior, demolarea cloporniței vechi, dar noi intrăm în investițiile astea, cu oamenii noștri, centrală termică, sediul centralei termice, care e de 27 de metri pătrați, deci s-o putem da funcțională, mai puțin pictura, care va rămâne în grija celor care administrează biserica. Ne-a sosit și catapiteazma, care a fost donată de părintele Epifane de la Măgura și pe această care și mulțumim frumos. Catapiteazma se află în bună siguranță în magazia școlii de la Dofteana, acoperită, ca să nu poată să tragă umezeau. Deci să finalizăm Biserica Dofteana, iar tot la culte am promis-o, și ceea ce am promis în campanie electorală, trebuie să ne ducem la bun sfârșit, acoperișul casei praznicare la Bogata, acoperișul casei praznicare la Larga și, dacă mai avem și bani de unii, să-i sprijinim pe cei de la Cuiesc să continue zidăria la casa praznicală din Cuiesc. Deci sunt cuprinse în lista noastră de investiții. Vor fi multe de făcut. V-am spus, depinde de ce? De încasările de la bugetul de stat, bugetul național și de la bugetul actual al nostru. Doamna Hârbă, vă mulțumesc frumos, puteți să vă spun. Aș continua să vă fac câteva informații. Profitând de ocazia faptului că aici se află șeful de post a Poliției Rurale, Dofteana, șeful de post a Poliției Locale, Dofteana, v-aș ruga să fiți atenți și dacă este cazul să puneți și întrebări, să vedeți la ce concluzie, cum am ajuns noi și numai din greșeli, să zic așa, că învață omul. Și v-aș aduce la cunoștință, domnul Tăduc, următoarele aspecte. Se continuă de către jandarmerie verificările la cioată în întreaga localitate a celor persoane care are o pădure în gestiune. Privat sau de stat. Astăzi am vorbit cu cei ce conduc jandarmeria, au avut o ședință, ne-au promis după ce termină concediul o săptămână, ne vom întâlni, am vorbit și cu o comisie. Am zis faptul că numai pe cei care îi verifică pe pădurar, să ducem pădure și îi cere legitimația pădurarului, în condițiile în care pădurarul este gestionat. Nu? Bun. Ce m-ar interesa pe mine și vă rog foarte mult. Consiliul Local Dofteana o a aprobat în baza codului fiscal de la 1 ianuarie 2016, promulgat de președintele României, casele care sunt neîngrijite să fie impozitate după monetarizarea a 2 ani de zile cu 100%, dar legea prevede 500%. Dar noi am acordat clemență și am zis 100%. Dar terenurile neîngrijite, după monitorizarea celor 3 ani, vă rog să rețineți, celor 3 ani, deci nu ca la case, aici e 3 ani, și am monitorizat, am început să-i notificăm și să le spunem, domnul, cu tare, te rog frumos să-ți curăți fânațul la chiciorul porcului. O parte dintre noi să știți unde se află, sau în pupăza, sau la mândroaia, sau în săcătura largă, clopăt, rotieră, sau la antenor. Oamenii vin și spun așa, de la Bogata, vă dau nume, domnul Vârlan. Și o zic, domnul primar, cum să mă duc? M-am dus în curăț fânațul și m-am trezit cu jandarmul la spatele meu. Curățând fânațul. Vreau să mă înțelegeți. Neanicu Băscălin, vecinul de aici, Mircea Banu și alții, vă dau pe listă, oamenii care au venit, toți cum nu pot. Păi Dumnezeu, mă obliști să curăț fânațul. Și când trebuie să-l transport, că la deal nu am voie să incendiez, să dau foc pentru că incendiez pădurea. Dacă o transport acasă, o colosebic nu-ți dă bon să poți să transport materialul de fânaț acasă, dacă mă găsește jandarmeria sau poliția, mine de amendă e 4.000 de lei. Dar nu două colosebic pe audiție? Stați să-mi duc ideea până la capăt. Vă rog foarte mult. Eu vă spun și care sunt regulile și legea. Și dumneavoastră cum așa. Bun. Ce înseamnă curățat fânațul? Deci o parte dintre noi, din locatari, au plecat în afara granițelor țării. Cei care au rămas sunt în vârstă. Nu pot să-și curăță fânațul. Nu o să mai poate duce un om de 70-80 de ani să ducă la mândroaia, să ducă la pâncă sau să ducă la chicior porcului. Niciodată nu se va mai duce. Fânațul, cât o putut să crească tufa de arun, de arin, de mesteacăn și alte specii.
în 6-7 ani de zile. Cât pe mână, cum zicem noi la țară, cât huluba la căruță, sau cel mai gros, cât inima la căruță, da? Bun. Nu fac obiectul marcatului. Deci vă confirm, pentru că domnul Hadarac, șeful de acolo, mi-a zis, domnule, 6, hai 7, ce de, până 10. Nu avem treabă până nimeni. Dar noi, acolo simt, ne păzim pădurea statului, care o are în primire, în baza unui plan de situații, cadastru, amenajament sindic. Restul sunt fânețe. Fânețele le au oamenii trecuti la registrul agricol și plătesc niște sume de bani. Bun. Dacă oamenii plătesc niște sume de bani și noi, autoritatea locală, îl obligăm, dacă nu plătești 100%, fânațul, la registrul agricol și nu-i dăm voie ca să vină cu el, atunci ce sunt? Eu am vorbit cu șeful de ocol și o zis, domnule, noi păzând pădurea statului și eu n-am treabă cu lemnele care le transportă cineva. Dacă o găsă pe un om la larga cineva, nu anul ăsta, anul trecut, cu niște lemne de perj. Pe lemne i-am dat, pânci, lemne de perj. Din groapa fetei. Nu se poate așa. La ce concluzie am ajuns și vă pun în dezbatere și dumneavoastră? Au venit oameni și am spus, domnule, te rog frumos, fă o cerere. Și îmi spui așa, am fânați în groapa fetei în sat larga, scoate o adeverință de la registrul agricol că este posesorul și proprietarul fânațului respectiv din Haraci, din Pupăza, din Unearie. Le-am scris pe fiecare, pentru că sunt monitorizați de noi, de acord. Deci omul să-și transporte materialul lemnos provenit din curățatul fânațului acasă. Omul ce-și aduce? Și aduce o căruță de haraci, că el îl selectează. O curăța fânațul, haragii de deoparte, cei la lemne de foc le dă deoparte, iar dacă sunt schini, îi pune într-un gard. Tot la el. Înțelegeți? Își curăță fânațul, să evite să mai plătească 100% la primărie. Din motivul ăsta fac apel și la dumneavoastră și când o să vin jandarmeria să avem o discuție, pentru că dacă pe om îl găsiți și îl vă prezintă cererea aprobată de primar, adeverința de rol, că este posesorul fânațului respectiv în punctul numit cu tare, trebuie să înțelegeți că nu există, am vorbit cu cei ce conduc ocolosiri. Dacă e cazul, chem și directorul la Badou sau directorul tehnic să dea explicații. Nu așa, cum spune jandarmeria, nu domne, dacă se învârte roata și are lemnenea, dacă nu prezintă un document, sancțiuni. Atunci, codul fiscal, codul silvic, legea 61 și alte legi pe care dumneavoastră le stăpâniți de studiere, nu-și mai au rostul, pentru că toate se bat cap în cap. Deci trebuie să înțelegem și oamenii ăștia. Nu fac nicio ilegalitate. Băi, îmi curăț la mine în grădină. Bun, și dacă eu curăț la mine în grădină, poate nu duc la mine acasă. Duc la băiatul meu care stă nu știu unde. Îi duc acolo. Ce? Hreșcuri curățate din fănați. Nu 30 de milioane amendă, pentru că mă împovărați pe mine. Eu sunt operator principal. Ați văzut cu ce probleme mă confrunt. Nu putem aduna banii ăștia și banii ăștia sunt publici și nu am cum să adun de la Barda, de exemplu. Are două amenzi de 40 de milioane în 2017. Și mai are una dinainte, că știți, are 120 de milioane. Vă rog să-mi spuneți care ar fi modalitatea să pot să scot banii de la Barda. N-ai pe cine executa, n-ai pe cine, nu ai cum, n-ai ce să iei, nimic. Și noi ne încărcăm aici. Ce se întâmplă? Ați văzut dumneavoastră astăzi, ne-a repartizat Consiliul Județean 3.750.000 pentru confinanțări. Dar știți de ce ne dă mai mult? Și vă rog frumos, cei care aveți internet acasă, vă uitați. Sunt comune sau orașe care au primit 0. Sunt comune sau orașe care au primit mult mai mult și noi suntem în capul listei. Pentru că am încasat 96% noi. Dar sunt care spun așa. Și vă spun. Deci pe noi ne-au prins cu 13,7 miliarde care le-am trecut în contabilitatea analitică a celor ce au vândut castelul. Și astăzi sunt 27 de miliarde. Prin de 10 ani de zile au crescut penalități. Și pe noi ne scade de la bugetul de stat, ca tot ce a spus contabila, pentru că prognozele se pun așa, se estimează un buget și se prognozează pe 2019, anul viitor, 2020, în funcție de încasări. Și ne scade nouă din bani. Deci, aș vrea în felul următor, nu, Doamne ferește, de partea mea să vă spun să nu aplicați legea. Dar cei care curăță fânațul, prea multă lume, să vii să stai 3 ore la poartă sau la ușă. Și eu am problemele mele. Aici toate lucrurile se fac ritmic, dar prioritatea sunt proiectele, cetățenii din localitate. Să vii să stea omul. A venit Mircea Banu, a venit Nea Nicu Păscălin de 2 ore. Nu a putut să stea de vorbă cu mine, chiar la și a venit oameni dimineața la 7:30. Dom'le, nu poți să plec de aici, pentru că eu trebuie să curăț fânațul și te rog frumos să faci ceva. Ce am făcut? Sau huștii, sau ăștia cu trofe. Și le-am dat aprobarea în felul ăsta. Scoți adeverință, că ești proprietar de fânaț,
face o cerere și eu scriu de acord cu curățatul fratului. Nu spun, Doamne, ferește, am cerut. Acum vă rog, dacă dumneavoastră aveți ceva de spus. Îi spune ei asta, dar aș fi apreciat dacă spune că e cererea respectivă și că e nouă dacă trebuie să curăță până la urmă. Doamne. Acum omul ăsta spune că fratul tău e din posă. Și dumneavoastră sunteți stați într-o locă, ne aveți dumneavoastră pământ, nu? Deci oamenii de regulă curăță primăvara. Dar poate îi lasă o suci și poate veni și toamna cu ele, sau poate dacă s-a dus vara, în momentul când o dată o posări, pune de sub patru lemne și restul pune o tapă, o duce acasă. Suntem la țară, cum se înțelege. Așa. O veni și o spus, domnule, uitați, domnul Tăbuc m-a întrebat de ce vin cu o rachită. Păscălin, de ce vin cu o rachită? Acum Dumnezeu să mă ierte. Specia asta de rachită este o specie care, nu știu, dacă o iei în spate, dacă nu putrezește pe umăr până acasă, putrezește în două zile. N-ai ce să faci cu ea. Nu are o valoare. Dacă îmi dați o amendă, vă rog să mă înțelegeți fiecare. Deci, în afară faptului că sunt primar, în timpul liber mă umblă și pe deal. Unii nu credeam niciodată, la ora actuală este împădurit tot. Categoria de folosință a unui teren îl folosește, îl pune doar numai cadastrul. Dacă cadastrul o veni și ți-o măsurată în făget și este împădurit tot, îi dă. Există categorie de folosință. Ciufoi, tufăriș, nu, pardon, tufăriș sau pădurii. Dar pădurea ce înseamnă? În funcție de densitate, cât este pe metru pătrat, ce dimensiune are, ce grosim și așa mai departe. Tufăriș și altceva, pentru că e mai mult. Deci vă rog să înțelegeți. Dar dacă el are trecut fânaț și mai face și o poză acolo, uite, domne, ce am făcut? Deci vă rog să fie înțelegere, iar acolo unii sunt dubii, nu mă deranjează niciodată. Dacă dintre dumneavoastră, colegii dumneavoastră, mă refer colegii dumneavoastră și cei de la Târgu Totuși, dumneavoastră sunteți tot timpul aici, aici îi cunoașteți. Trebuie și înțelese lucrurile astea, să mă sunați pe mine, pe doamna Vici, deci să fie colaborare, într-un cuvânt. Nu vă spun să încălcați legea sau să nu aplicați. Dar vine omul cu scoarțele, cu trei lemne și haide să înțelegem. Da. Aveți să spuneți ceva? Da. Poliția locală, te rog, dacă aici. Întrebarea mea, când o nins acum abundent, mai erau mașini în carosabil care le ocoleam noi? Mai erau alea de bilozii. Deci care... Da, și-o trebuie să vă spun eu. Care s-o rezolva. Deci vă rog foarte mult să vă adresați loc să puneți în aplicare hotărârea Consiliului Local. Deci să nu o parcheze în carosabil, iar dacă o parchează pe domeniul public, acolo unde, să zicem că există loc, plătește taxă toate. M-ați înțeles? Dar noi am pus în aplicare hotărârea de Consiliul Local și avem deja sancțiuni. Dar în noaptea când a fost scot portocaliu, ați găsit mașini? Că eu am găsit și v-am chemat. Da. Și dumneavoastră și pământă bucovnii de acasă. Așa este. Și ne-o sună și inspectorul. Deci să pune problema la nivel de județ și la nivel de țară. E adevărat, dumneavoastră m-ați sunat pe mine, l-am intrat în cod portocaliu, deci cu tot respectul, mașini pe contrasens. Doamna Vici a fost cu mine, poliția a fost cu mine, domnul Tăbuc a fost, știi despre ce este vorba. Microbuze pe contrasens, mașini mai sus, zici că l-au fost pe contrasens, mașini prin alte sate și așa mai departe, nu mai dă niciun fel de lume. Măcar să înțeleagă fiecare, intrăm în cod portocaliu, poate să treacă oricând în codul roșu. Doamne ferește de vijelie, ne așteptăm oricând. Cum a fost la zilele localității, nu ne-am așteptat niciunul să se transformă în cod roșu imediat în prima minute. Da. Dacă dumneavoastră aveți ceva, să ne spuneți. Domnule primar, și vreau ordonul de la dumneavoastră, dacă puteți achiziționa o oglindă la Enica, o cameră acolo e foarte periculos. Cum mai fost și o spartos, pare că vin pe valea codrului, da. Nu vezi ăștia care vin pe ulița țării. Ne-a informat poliția rutieră și nu acum. În condițiile în care se întâmplă un accident, datorită indicatoarelor cum sunt puse, amplasate în conformitate cu legea, suntem direct răspunzători la noi. Și la dumneavoastră, și la localul Plopu, și la dumneavoastră acolo în Icalul Camară, cred că am schimbat patru. Știu, da, patru. Nu știu dacă o mai rămas la Costică Bogasul mai la largă. Este. Da. Noi notăm, dar ați văzut că s-au prevăzut niște sume de bani. Pentru piatră concasată, anul trecut am luat 1000 de metri. Am avut contract pe 1000 și nu știu cât, dar am luat 1000. Și mai avem o mașină jumătate, două. Și acum am spus, dacă turnăm atâta asfalt anul ăsta și la anul, luăm în jumătate doar numai 500 de metri. Mai puțin. Da, mai puțin. Așa. Am reținut, sunt bani prevăzuți, dar asta nu înseamnă că avem decât numai estimativ. Nu și avem. Deja v-am spuneți asta și dacă vreți mâine n-am cum. Pentru că urmează luni. Avizăm bugetul, se împarte pe trimestre, nici statul ăsta nu are de unde să-ți dea bani, decât pe trimestre. Atât îți dă
semestrul ăsta, nu știu cum, la fel. Bine, am înțeles, mulțumim. Mai departe. Deci dacă dumneavoastră nu mai aveți, în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru bugetul pe care i-ați dat aprobare astăzi. Este un buget consistent, bun. În alți ani aprobam 150-160 de miliarde. Scăzând învățământul, rămas aproape la 100 de miliarde. Avem și de investiții foarte mulți bani vom da pe consultanță, pe avize, pentru că nu ați întrebat nici dumneavoastră și nici nu v-a spus, doamnă. Deci sunt prevăzute sume de bani pentru POR, proiectul care stă la baza accesării fondului european POR AXA 10, cu școala de la Dofteana. Noi am început, am depus doar toate avizele. Până la ora actuală, o trebuie să plătim avizele astea. Da? S-au prevăzut niște sume de bani. S-au prevăzut niște sume de bani pentru drumul din DN12 până la cantonul Silvic Larga. Deci care trece pe podul pe care l-am terminat și l-am dat în primire. Avizele necesare pentru că documentație de trebuie la drumul naționale, documentație la CFR, documentație la CONTEC, documentație la apele române și așa mai departe. Foarte mult documentație. Altceva, ce ați mai dat aprobare astăzi, ca să știți. Și vă informez. V-am mai spus-o și anul trecut, dar acum vă informez, sunt, să zic așa, pe un drum bun. Pe data de 27, voi participa la licitație, să achiziționăm fostul Club Max. Vă spuneam, în 2017, dacă va fi o rectificare bugetară, vom cumpăra. În 2016, dumnealor a cerut 18.500 de euro. De la 18.000 eu lăsat la 14.000, eu am oferit 12.000, n-au vrut. Acum am făcut oferta de 10.000 de euro. Făcând oferta de 10.000 de euro, pe data de 27, voi participa la licitație și să vă întoarcă pentru o puternicire, trebuie un delegat. Dar astăzi am cumpărat, în sumă de 200 de lei, am cumpărat caietul de sarcini. Dar până pe data de 27, trebuie să depunem valoarea celor 2.000 de euro. Un avans, înțelegeți? Nici n-am vorbit cu contabilă, că am studiat documentele acolo, cu oveni juristul de la Bacău, cu el în primis. Intenționăm să-l cumpărăm. Am prevăzut și în buget. Am prevăzut cu toate cheltuielile, cu avans, cu tot ceea ce există, cu actul de vânzare, cumpărare și sunt multe, am prevăzut 50.000 de lei, 500 de milioane. Să văd dacă ne vom și încadra. Uitați, azi am dat 2 milioane pe caietul de sarcini, mai dai avansul de 2.000 de euro, drumul de duse la Bacău, sunt multe care sunt. Să sperăm că vom câștiga licitația, pentru că s-a fixat 0,5 pe fiecare pas. Deci dacă mai participă cineva cu lui, așa se întâmplă. Deci trebuie să... Deci, pentru acolo. Altă situație care vreau să vă dau explicație cu privire la Casa Satului Cucuieț. Ați dat aprobare ședința anterioară. Licitație cu strigare. Noi am făcut următorul demers. Pentru licitație cu strigare sau orice licitație, trebuie să participe de la compartimentul Direcției Juridice a Consiliului Județean, va participa directorul Direcției Juridice, domnul Bogea. La ora 3:30 mi-a venit faxul. În care va participa împreună cu comisia noastră fixată prin dispoziția primarului de aici. Au început să vină ofertați. Noi lucrăm la ce? Lucrăm la studiu de oportunitate, care el trebuie să fie aprobat de Consiliul Local și după aia scoate la licitație. Deci, în următoarea ședință, veți aproba studiul de oportunitate și baza regulamentului pe care stă la baza licitației. Și documentația de atribuire. Și documentația de atribuire. Le veți aproba la următoarea ședință, apoi va începe procedurile legale de licitație. Tot la fel, prin procedura de licitație, exact cum particip eu acum, îi pasul 0,5. Și atunci se va proceda ca așa prevede legea, nu faptul că ne-am dus trei și care o străga primul. Nu. Se va trage probabil la sort, s-au prezentat 7 oameni și atunci cine va fi pe locul 1, să presupunem, spune o ofertă, următorul pas e o ofertă și așa mai departe. Și atunci vă vom informa la acest magazin numit Casa Satului. Am făcut demersul necesar pentru racordul la energie electrică, deci transferul contractul de energie electrică pe unitatea administrativă teritorială și montarea unui nou contor în momentul în care suntem și am luat în primire. Da. Gândesc faptul că dacă ați fi avut, m-ați fi întrebat, vă mulțumesc încă o dată pentru participare și pentru votul dat. Să aveți o seară.